Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Am spus că o să avem o serie lungă Highland Park, asta este. Am mai avut serie așa lungă și la Glendronach și la Talisker, poate v-ați plictisit, dar asta este. Le iau așa pentru că altfel mă încurc dacă fac, eu știu, 2-3 expresii și încă 2-3 expresii peste un an și încă 2-3 expresii peste nu știu câteva luni. Încep și aflați totul despre Highland Park și asta e, că e ușor, poate ați văzut că e destul de simplu când intrați în istoricul canalului nostru, să vedeți dacă sunteți interesați de o anumită distilerie, vedeți toată seria așa, pe nu fac astăzi și încerc să acopăr cât mai multe distilerii și având așa multe miniaturi în casă și sticle, bine, sticle nu mai sunt așa multe, dar miniaturi avem o groază, încerc să-mi fac o ordine în alea. Acoperi. Ok, astăzi vorbim despre Highland Park Cask Strength, batch-ul numărul 2 din 2021. Din câte știu eu, au ajuns în 2023 cu batch-ul numărul 4, ar trebui să apară batch-ul numărul 5 anul ăsta, în 2024, un volum alcoolic foarte ridicat. Știți ce înseamnă cask strength, adică direct din butoi, fără diluare cu apă, exact cum au băgat ei New Make-ul un pic diluat în funcție de fiecare distilerie alege cu cât să-l dilueze înainte de a-l băga la maturare. 63,9% volumul alcoolic, un volum devastator, de asta mi-am adus și puțină apă, pentru că este unul din puținele whisky-uri care, după părerea mea, este îmbunătățit de apă. Este doar părerea mea. Eu nu vă dau sfaturi cum să beți whisky-ul, să nu vă spun, aoleu, cu puțină apă, că nu știu ce molecule, că așa spune nu știu ce degustător profesionist și că nu știu ce. Sau dacă voi vreți să beți un whisky de 2000 de lei cu Pepsi în două, e treaba voastră. Dacă vreți să beți un whisky de 3000 de lei cu malderul de gheață în el, e treaba voastră, toți suntem liberi, ne alegem să bem cum ne place. Mie îmi place whisky-ul simplu, neat. Dar întotdeauna astea cu volum alcoolic mai ridicat le încerc și cu apă, pentru că unele, într-un mic procent, se dezvoltă înspre bine. Adică, să nu e pleonat, se dezvoltă. Bine, poți să spui se dezvoltă, dezvoltă nu înseamnă neapărat că te dezvolți în bine sau nu. Ba, da. Ok, îndeajuns. Deci e ca și cum cineva mi-ar spune mie, băi, că mai văd tot felul de dăștea la televizor. Nu cumva să puneți ketchup pe pizza, vă interzic. Ok, cine ești tu să-mi spui dacă pizza aia este... cine să fie? Nu, văd români. Bine, italienii lasă-i că e produsul lor național. Dacă îmi văd cât un românac e șef, că acum se numesc șef, nu se mai numesc bucătari. Aoleu, nu asta, da? Nu mâncați usturoi la aia sau ceapă la aia. Bă, frate, eu sunt dependent de ceapă, îmi spui mie să nu mănânc ceapă la... Fiecare alege cum vrea să bea whisky-ul, dar nu vă dau sfaturi. E treaba voastră cum îl beți. Dar sfatul meu... Părerea mea este că nu dau sfaturi, am zis, părerea mea este că dacă tot îți iei un whisky de 1000 de lei, de 500 de lei și îl faci cu Pepsi în două, poți să-ți iei același efect ca și mai da pe un whisky 50 de lei și l-ai face cu Pepsi în două, deci tu pierzi. Dar e alegerea ta, da? Toți suntem liberi. Nu mi impuneți lucruri, asta nu suport eu, impunerea asta cu... Impunerea, nu mă suport să-mi impună cineva ceva. În fine, am deraiat. Batch-ul numărul 2 din 2021, cask strength la 63,9%. Highland Park, spre deosebire de majoritatea distileriilor care diluează New Make-ul până la 63,5% și îl bagă în butoaie, el diluează doar puțin până la 69,5%, deci îl bagă la un volum mai mare în butoaie, că nu e o lege strictă la scoțin cu 63,5 și Bruichladdich îi bagă la un volum mai mare în butoaie, 68-69. Din câte știu, la Bruichladdich variază, că ei sunt progresiști, inovatori.
Și are de unde să scadă. Deci este non-age această expresie, fiind non-age, nu știm exact ce vârstă ar avea, nu pot să-mi dau cu părerea, 7, 8 ani, ori fi butoaie. Când pui non-age, înțeleg de ce pun non-age în ziua de astăzi, că dacă amesteci butoaie de 3-4 ani cu butoaie de 10-11 ani, ești obligat să spui 3 ani vârsta minimă, sau 4 ani, sau 5 ani, ce ai băgat cel mai tânăr după legea scoțiană sau irlandeză, sau și chiar la american sau la japonez. Și prefer să spui non-age, da? Decât să fii obligat să spui ce ai băgat în amestec cel mai tânăr. Da? Pentru că ar fi incorrect având în vedere că ai și lucruri mult mai bătrâne și nu e, e aiurea să, să spui 5 ani când tu ai și chestii de 10 sau de 11. Așa că nu am ceva împotriva lucrurilor non-age, mai ales în zilele noastre când sunt și lipsă, este și lipsă de stocuri. L-au lăsat până la, deci au de unde. Deci de la 69,5 a ajuns la 63,9, bănuiesc că or fi și avea 8-9 ani. Da? Știți foarte bine, în țările astea climă temperat nordică, gen Scoția sau Irlanda, sau că acum am început să se facă whisky-uri și prin nordul Europei sau Germania. Știți foarte, sau chiar nordul Japoniei. Sau chiar, nord, chiar Canada sau nordul Statelor Unite, nordul Statelor Unite, știți foarte bine, în acest tip de climă, alcoolul are o viteză mult mai mare de evaporare comparativ cu apa. Și de asta, după, eu știu, câțiva ani, alcoolul va scădea în timp, tot timpul. Deci asta este traseul alcoolului în whisky și nu numai în whisky, în orice este maturat în aceste zone. Orice este maturat cu alcool, da? Cu alcool, cu alcool distilat. Așa, da? Deci ăsta e zero când a fost băgat în butoi și cum trec ani într-un grafic scade volumul alcoolic în timp. Spre deosebire de, eu știu, de Kentucky, care e într-un stat mai sudic, este și stat închis, este la 36 de grade latitudine nordică, Highland Park este la 59, deci diferență 59 de grade latitudine nordică, diferență uriașă de temperatură. Când avem climă uscată și caldă, apa are o viteză mai mare de evaporare comparativ cu alcoolul dintr-un whisky. În cazul whisky nu e vorba aici de Kentucky, e vorba aici de Tennessee și de toate statele astea mai sudice din Statele Unite, Texas, unde se face whisky acum. Și alcoolul într-un bourbon sau într-un Tennessee whisky sau într-un whisky sudic, aia din Statele Unite, aia așa crește, pentru că crește volumul alcoolic, de asta anumite lucruri după 7-8 ani, anumite bourbon-uri sau anumite Tennessee whisky-uri au un volum alcoolic mult mai mare decât New Make băgat în butoi, pentru că s-a evaporat apa mai rapid comparativ cu alcool. Și apoi după 10-11 ani, când apa devine minoritară, oia și alcool în jos, că se evaporă și el, înțelegeți. Acum, maturarea. Maturarea, o combinație de stejar alb american cu stejar european, clasic de la Highland Park. Vă dați seama că predomină stejarul american, alb. Butoaiele sunt asezonate, nu se feresc cei de la Highland Park să ne spună acest lucru, adică stă sherry-ul un an, 2, 3, în funcție de 4, 5 ani, în funcție de ce, cât plătesc ei pe butoi. Știți, v-am mai spus, urmăriți acel episod la o bere despre sherry, ați învățat acolo, v-am explicat, nu ați învățat, că mulți dintre voi, am uitat că românii sunt cu capul propriu. Nu, că sunt cunoscători și le știu pe toate. Nu cumva să le spui că înveți ceva, că explodează, ei le știu pe toate. De-aia sunt ultimii. Mai zi mă așa. Ultimii în orice. Și butoaiele, o combinație de first fill cu refill. Bănuiesc că vă dați seama că predomină butoaiele refill, dar este la culoare naturală. Lucru bun. Și bineînțeles este nefiltrat la rece, pentru că s-a depășit cu mult pragul de 4, ce margeluțe face,
s-a depășit mult pragul de 4-6%. V-am mai spus care este treaba cu filtrarea la rece în zona asta a Scoției sau a Irlandei, când vine vorba de 4-6% și de ce este folosită filtrarea la rece cu ceața scoțiană sau ceața irlandeză în pahar. Da, v-am mai spus când scade temperatura. Fungimus? Nu, scotch mist sau... Da. Irish mist. V-am mai spus lucrul ăsta. Este la un volum foarte mare alcoolic, 63,9, pentru că, repet, a avut expresia de unde să scadă de la 69,5% alcool. Cam atât, episod mai scurt. Cum am spus, o groază despre Highland Park, am turuit atâta. Hai să mergem și la degustare. Plus, culoare nu s-a adăugat pentru că este ca strength. Știți foarte bine, când adăugați, îl diluați... Chiar dacă este tânăr, o să ziceți de ce n-au băgat culoare în el, pentru că este tânăr. Iar butoaiele nu sunt first fill toate. Sunt în minoritate, sunt multe dintre ele refill. Când faci o expresie ca strength, nu o diluezi cu apă. Știți că apa, dacă o bagi în whisky, ți se decolorează whisky-ul, da? Pentru că apa este incoloră și aici, nebăgându-se apă deloc, n-au avut nevoie de culoare. Chiar dacă majoritatea sunt butoaiele refill. Sherry seasoned. Nu îți apă la nas deloc la un asemenea volum, 63,9. Asta înseamnă single malt, că lumea zice, aoleu, tu bei spirit acolo, spiritul are 70% alcool sau 70 de grade, cum spun românii. Tu bei spirit, bă! Băi, asta, una este maltul plus maturarea. Învățați odată și odată că stomacul nu face diferența și că ficatul sau pancreasul nu fac diferența, organele interne, dar la gusturi se face diferența, în sensul că nu este ușor de băut când este un malt maturat bine. Da? Chiar și numeicul de single malt este ușor de băut comparativ cu nu știu ce alcool brut. De vodka sau roposhirca de țuicană, nu că nu ar exista țuicane bune maturate la noi. Ok, hai să nu mai lungesc. Miere, caramele, butterscotch, frișcă, turba nu se simte foarte tare, pământ, piele întoarsă. Acum când trag, mai nu trage stare, că luați alcoolul direct în nasometru, încercați să mirosiți așa încet, pentru că totuși 63,9, aproape 64%. Ardei iuți, gutui, mirosul e bun, dar nu e nimic deosebit. Cu apă o să vedeți că mirosul va fi mult mai plăcut. Nu cu mult, dar mai plăcut. Hai să vedem la gust. Nu este foarte complex, este destul de tânăr. Nu sunt probleme pentru mine în a bea așa ceva la 63,9%, pentru alții poate sunt, eu sunt, am gâtul mai călit, mai oțelit. Gustul e mult mai bun decât mirosul. Piele întoarsă, semințe de floare a soarelui, piper. Mi-a scris aici mobilă, dar nu vă închipuiți că eu când spun mobilă veche mă gândesc la ceva maturat mult timp, 18-21, peste 21 de ani, 24-25. Aici mobilă din aia de IKEA, confecționată, înțelegeți ce vreau să spun. Fake. Mă rog, nu fake. Cartonoasă. Mm-hmm.
Proastă. Foarte, nu proastă, e bună. Aluat de brioșe, e foarte ușor, de, foarte ușor, nu vă speriați că are 63,9. Stomacul, repet, o să o simtă altfel, că simțiți căldura în stomac, dar papilele gustative, gâtul, nu vă sunt bruscate, nu vă sunt violate, să-i spunem, de potența alcoolică. Aluat de brioșe, am spus, fân de fermă, uite, acum, de-abia acum simt. În stomac. Stomacul, am spus, el nu face diferență. Sâmburi. Puțin sărat. Turba se simte foarte slab. Foarte slab. Nu-mi dau seama de ce. Poate... Nu-mi dau seama. Poate... Chiar nu-mi dau seama, pentru că e un uschi destul de tânăr. Ar fi trebuit să simt turba mai bine. Poate simțurile mele sunt amorțite de violența alcoolului. Și de asta o să încercăm și cu puțin apă. Frișcă stătută, puțin. Nu foarte complex, dar foarte robust, foarte sigur pe picioarele sale. Asta e vorba mea, e sigur pe picioare sau ești tare pe picioare. Boxerii sau fotbaliștii... Știu mai bine. Trebuie, da? Picioarele înseamnă foarte mult. Adică nu e fragil sub nicio formă să se rupă din cauza picioarelor. Asta e expresia mea, e tare pe picioare. Finish-ul lung, datorită volumului alcoolic, piper boian și o ciudată aromă de mac. Mac. N-am mai întâlnit până acum la Highland Park mac. Îmi pare rău, știu că tu te dai în rotundă că vrei să-l bei, dar o să pun puțin apă. Poți să fac ceva în gusturile și în preferințele și în opțiunile tale? Nu. Măi, dragă. Puțin mai mult apă. Atât. Deja... Începe să se încețoșeze. Asta înseamnă nefiltrare la rece. Cu puțină apă, imediat se schimbă. Nu mai este atât de violent. Cu apă devine mai marmelados, mai cu marmeladă, mai gemos, mai parfumat, mai suav, să-i spunem, suav în zona dulcețelor de casă, dulceților de casă, gemurilor de casă, se spune dulceți? Dulcețurilor de casă. Din păcate nu scap de acea notă de mobilă de IKEA, nici cu apă. Hai să vedem la gust. Devine mult mai dulce, dulce gemos, mosc, piele tăbăcită, devine mai elegant cu apă, la gust. Mirosul se îmbunătățește, dar gustul cred că are cel mai mult de câștigat din adăugarea de apă. Nu multă. De la 63,9 cred că l-am lăsat la 60, 59, 60. Nu trebuie să puneți multă apă, după aceea îl omorâți. Îl înecați, cum s-ar spune, și pierde toate calitățile. Caramele prăjite, cremă de zahăr ars, mult mai desertos cu apă, dar să nu înțelegeți greșit, nu leșios. Desertos vișinos. Este unul din acele puțini... am primit această expresie de la Claudiu. Am uitat să... Bă, mereu uit. Mereu uit. Am primit și mulțumim lui Claudiu. Deci mulțumim Claudiu, că el are foarte multe sticle de Highland Park în casă. Not personal vă recomand, da,
nu vă recomand, vă indic să-l beți cu puțină apă, pentru că după aceea poate veți fi nemulțumiți pentru că ziceți că e prea buzi, prea alcoolic. Puțină apă, lăsați-l de la 63,9% la 60%, 59-60%, perfect atunci. Nota mea, 88 de puncte intrinsec, adică un single malt foarte bun, dar o să scad jumătate de punct și o să-l las între 87 și 88 cu aceste note pline de grăsime. Așa sunt notele noastre sau notele mele, că Otilia nu vrea să se asocieze când vine vorba de acest lucru cu mine. Între 87 și 88, intrinsect 88, foarte bun, un whisky foarte bun, nu foarte complex, dar foarte sigur, până acum n-am mai întâlnit siguranța asta de la Highland Park oficial, de la distilerie. Și pentru prima oară când simt cu adevărat că este sigur, că e tare pe picioarele sale, bine, asta e și volumul alcoolic foarte ridicat. Asta duce la acest lucru. Prețul de ce? Că am uitat să spun prețul. Prețul este între 70 și 80 de euro prin Europa. L-am văzut și la noi la niște magazine cu peste 400 de lei. Sfatul meu este să așteptați o promoție, dar asta și scad jumătate de punct pentru preț. Eu știu, dacă în jurul a 300 de lei, atunci e de luat o promoție în jurul a 300 de lei. 60 de euro în străinătate, dar așa 70-80 de euro mi se pare prea mult, adică dacă vreți chestii non-age, puteți merge pe Finlegan Cask Strength la 58%, care este tot în aceeași zona notei, la jumătate de preț, deci până în 200 de lei. Și da, o să ziceți acum, păi da, Highland Park are totuși costuri mai, expresia asta are costuri mai mari de producție, pentru că totuși ceva procente în plus, una 58%, alta 63,9% și doi la mână, Finlegan are maturare clasică în ex-bourbon, refill, vă dați seama. În schimb, ăsta are butoaie de sherry asezonate și chiar dacă sunt refill majoritatea, totuși butoaiele de sherry sunt mult mai scumpe comparativ cu butoaiele de bourbon. E și ăsta un punct de scos în evidență, tocmai de-aia nu îi scad mai mult de jumătate de punct. Da? La mine contează foarte mult datele astea tehnice și de asta îmi permit să scad jumătate de punct, un punct, un punct jumate sau două puncte. N-am scăzut niciodată mai mult de două puncte. Da, bine, dacă aș avea o... Că în general eu încerc să scot lucrurile pozitive dintr-un whisky, că puteam să iau, nu știu ce, whisky-uri figurante și să le scad 3 sau 4 puncte pentru prețul nesimțit. Aici doar jumătate, totuși butoaie de o calitate mai bună, fără adăugare de culoare, volum alcoolic devastator. Cam atât, să nu vă mai frec. Primul episod pe ziua de astăzi, urmează al doilea, tot cu Highland, pentru mine al doilea pe ziua de astăzi, cu Highland Park. De 18 ani, dar nu ăla la 43 din Corange. Ăla la 46 pentru treabă. Pa, pa, pe data viitoare!